Ia să ajutor! Vedem. Sunt deasupra! Oh, 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 ce? Ce se întâmplă? Sunt aici sus! Cred că a fost boliu, vedeți? Carina? Ce cauți acolo? Stai, wow, Carina aici! Nu știu, pur și simplu am apărut aici și nu înțeleg ce se întâmplă. De ce este Reddish deasupra noastră? Stai, ok, ce stai! Reddish, Reddish, calmează-te puțin! Stai o secundă! Carina, tu cumva construiai un pod? Da, presupun, adică uite materialele, uite, oh, da, cred că ar trebui să... Ce pot frumos! Ok, Reddish, cred că are nevoie de ajutorul nostru, dar știi care e partea amuzantă? Păi eu sunt aia trebuie să mă ajutați! Și eu construiam un pod, adică ce coincidență! Wow, ce... wow, asta nu este coincidență, hai, puteți trebuie să, grăbiți, să facem un pod ca să ne unim forțele! Ok, da, 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 cred că ar trebui să terminăm podul, imediat, Reddish! Trebuie să terminăm podul ăsta, pentru că dacă ne unim, probabil o să avem mai multă forță să salvăm pe Reddish, de bully! Și ar trebui să ne grăbim eventual. Da, cred că ar trebui să ne grăbim. Hai că eu încerc cât mai mult să mă grăbesc. Reddish, cine se grăbește mai repede? Da, mă uit la voi, da, haideți mai repede, vă rog. Ok, nicio problemă. Carina, spatele tău, vine. Am glumit. No, este imposibil. Haide repede, Carina. Încă puțin, haide, bravo. Aia zi. Asta e ultimul bloc, Carina. Ultimul bloc, Reddish. Haideți, bam! Cred că e buliu și trebuie să... Oh my god, Carina! A explodat, what? Carina! Silence? Ce Reddish, ține-te bine! Reddish, ține-te bine! Carina, nu știu cum face, dar trebuie să batem buliu urgent! Oh my god! Ok, hai să ne batem! Păi hai să ne batem cu el! Spatele tău, silence! Spatele meu! Carina, ajută-mă să dai cu arcul, te rog că nu o să ies! Așa, bravo, Carina, haide, bravo! Let's go! Oh my god, am reușit! Mamă, cât taie! Mamă, s-a activat de Unity Bridge! Încearcă să-l... Oh. Gata, la nu e încă, okay. Da! Bravo, Carino! Hai, Carino, oh. Că mai are puțin! Gata! Acum, încerc! Haide și cu sabia! Haide, Carina! Încă o bucată, Carina! Felicitări! Ia, și acum, cred că... Am salvat-o pe Reddish! Mulțumesc, ai, sunteți cei mai tari! Bine! Wow, hai, mulțumesc! Bine că e bine! Haide, vino aici, Reddish! Hai jos, te iau în brațe, Reddish! Carina! A fost cu tine, ce drăguț ești, ce drăguț! Ok, Reddish, da? Carina, totuși, misiunea noastră nu s-a terminat aici. Adică, veniți după mine puțin. Veniți o secundă, pentru că aici o avem pe Ella. Nu știu dacă ați observat-o până acum. Bună, eu sunt Ella și vă voi asista pe tot parcursul aventurii Share Your Power în Minecraft. Bună, Ella, eu sunt bună. Oh, dar ce drăguță este. Da. Deci eu faceți cunoștință. Reddish, Ella, Ella, Reddish, Carina. Da. Mulțumim pentru ajutor, dar noi acum trebuie să mergem pentru că avem un portal de prins acolo, pentru că trebuie portal? Să trecem la următoarea... Da, trebuie să trecem la următoarea probă, logic. Guys, eu niciodată nu am mai trecut printr-un portal. Sunt ca niște nivele, gen. Da, exact, ca niște nivele și, băi, trebuie să apreciez că arată bine ce se întâmplă aici, dar... Ăsta-i portalul? Da, dar stai! Chiar vrei să intri acum? Hai să ne mai odihnim măcar secunde. Da, uite, ia un mărt, ăsta e foarte bun, crede-mă. Trebuie să-l încerci. O să mai dăm de alți bulii aici sau ce se întâmplă? Din păcate, cred că o să mai dăm, dar până la urmă o să rezistăm și o să rezistați, pentru că despre asta este vorba, nu? Adică... Încercăm, mai guess. Cred că o să reușim. Ok, hai să mergem. Haide. Let's go. Mergem, sunteți gata? What? Unde ne aflăm? Nu e parcurs. Eu zic să ne întoarcem. Băi, stai, dar eu nu m-am înscris la asta. Asta e la voi. Nu-mi place parcurul deloc. Carino! Ai grijă, Carina. Ok, cred că avem un parcurs, da, aveți dreptate. Dar, Reddish, Carina, știți care e singura problemă? Care? Observ că pe partea voastră există niște bulii. Și eu nu am niște bulii. Deci ce se întâmplă aici? Cred că eu și Carina suntem... Cred că suntem obișnuite, Carina. Eu cred că ne descurcăm, sincer. Da, suntem destul de descurcăreți în vedere cu acești domni foarte răi.
Ok, uite ce spun. Locul tău e în bucătărie, întoarce-te la păpuși. Bro, ce? What? Oh, wow, Reddish, putem, împreună putem să-i batem. Putem să-i dăm în lava aia imediat. Ce se întâmplă? Fetelor, oh, haideți, wow. Haideți. Nu, nu pot să cred că, deci nu. Carina. Efectiv, mi se par penibili. Carina, okay. Carina, dar mi-e puțin frică, n-am mai făcut parkour niciodată. Am încredere în tine. Haideți că vă susțin și eu, vă fac galerie. Am încredere în tine. Te aștept aici. Hai, Reddish. Hai, Reddish. Am lavă în jurul meu. Da, iei foc, trebuie să aștepți ceva. Ard în flăcări pentru tine. O, ce voce ai. Ce drăguț. Prea frumos skin-ul tău. Esc. Ești o brăscuță. Da. Ah, wow, cât de greu e. E mai greu să sărim peste astea decât peste bully, eu zic. Când ajung la bully o să fie cel mai ușor. Păi, sincer. Mamă, Carina, aproape ajuns. Nu cred, Carina a ajuns. O să încerc să-i bat pe el. Ai urcat bully în lapă. Am reușit. Deja? Am reușit. Bravo, Carina. Carina nici nu are nevoie de ajutor. Nu pot să trec efectiv. De asta. Am reușit, am căzut. Ok, hai să ne batem. Uite, aveți grijă la bulii, aruncați-vă. Ești din joc? Dă-i jos în lavă. Zice să nu ne facem de râs, el se face de râs. El se face de râs. Haide, normal că ei se fac de râs. Cine zice ăla este ca măgarul din poveste? Bravo, avansați. Bravo, Carina. Hai să continui, Carina. Am ajuns la același nivel și eu sunt la asta cu mașina. Unde ești? Unde ești, Alan? Okay. Aici! Uitați-mă! Mă vede cineva? Alo, hei! Stai aici! Uite-l! Oh, wow! Uite-l! Sunt aici! Ok, cred că trebuie să băgăm benzină sau ceva. Nu știu, eu n-am mai băgat benzină vreodată. Carina, tu ai mai pus și benzină? Băi, sincer, nu prea. Abia mi-am luat permisul. Cred că aici, aici. Am și o întrebare pentru voi totuși. Dar cred că merge. Carina, Reddish? Da? Ce părere ați avut de bully ăia care efectiv au fost atât de penibili pentru că ei chiar credeau că o să vă, gen, nu știu, o să vă sperie sau ceva? Silent, suntem atât de obișnuite încât... Dar de ce există chestia asta? Nu înțeleg, de ce există bully care discriminează gen fetele în gaming? Adică care-i treaba? Pur și simplu nu sunt obișnuiți cu faptul că noi existăm pe treburile astea. What? Și nu-ți dau seama, ei se comportă parcă nu suntem așa multe care jucăm, dar din ce știu eu, cam 50% dintre jucători sunt fete. Da, cred că chiar așa e. Ei se comportă parcă n-am mai văzut o fată în viața lor jucând jocuri, dar suntem atât de multe care jucăm. Da, mie chiar nu mi se pare corect, sincer, dar până la urmă, nu știu, există tot felul de discuții, dar da, e ciudat. Vezi că și tu ai vai! No! Olu, ce greu e asta. Vă descurcați? Băi, nu știu, eu nu știu de voi, dar n-am mai jucat în viața mea tipul ăsta de chestie. Mai mult mă joc creativ pe jocul ăsta. De, what? Da, de ce te joci mai mult creativ? Adică chiar sunt curios de ce îți place mai mult creativ. Băi, îmi place super mult că ai o atmosferă așa mai cozy, mai liniștită și... Poți să fii mai creativă, nu? Da, pot să construiesc chestii. Da, într-un fel, sincer, eu mereu am ales survival-ul, dar în același timp, eu niciodată nu am fost atât de creativ, adică nici măcar la construcții, dar pot să înțeleg acum. Da, asta e într-adevăr. Eu nu-mi prea sunt creativ. What și ăsta la mine? Carina, deci cumva mie îmi recomand mai mult... Mie îmi recomand mai mult creativul sau building-ul? Păi, sincer, chiar îți recomand creativul, e super, super nice, mai ales dacă vrei să te liniștești așa și să-ți dai frul liber imaginației, știi? Ar trebui să încerc. Dar și building-ul pare super interesant. Silent, sunt și fete care joacă build? Da, sunt, chiar sunt extrem de multe fete care sunt mult mai talentate decât băieții la building pentru că au mult mai multe inspirații și trebuie să recunosc că eu fac parte din băieții aia care nu au inspirație. Au! Bă, bate bully! Ai grijă! Oh my god! Pe bune, frate! Cred că avea puțin nevoie de ajutor. Se pare că bully-ul l-a luat și pe el în vizor. Doamne, frate! Nu, e la început! Păi acum ai bully și tu pentru că ne iei partea, ai văzut? Vorbești frumos de noi și s-au supărat. Pe bune? Bully. Deci tu poți să crezi că eu am... Oh my god, ok. Hai, bă, frate! Oh, avem cum să-l ajutăm. Hai că vin eu să te ajut. Așa că sunt lavă. Bro, uite ce spune ăsta. Hei, te-ai rătăcit în Minecraft? Pleacă, bă, de aici! Shout-el, mă! Oh, vai! Dă-l încolo, stai, de aici. Stai, asta cred că... Da, și nouă ne-a zis la fel. What? Pe bune, bă, nu pot să cred așa ceva. Mi se pare... wow, eu tot pe Carina ce se distrează cu mașina. Să merg de pe chestia asta, dar cred că m-am blocat. Reddish, vezi că tu nu ai lăsat furtunul.
Cum e de aici? Shift. Ok. Așa, exact, bun. Mulțumesc. Bravo, bravo! Bă, bă, uite, uite nici tu. Okay. Eu nu înțeleg de ce tot am bully pe aici, adică, wow, credeam că... Oh my god, mi-e frică. Nu cred că vine. Credeai că doar noi avem. Stai, Carina, da. Carina, nu mă ciocni. Oh, Carina! Hai, hai de Reddish! Acum, hai de Reddish! Încerc, încerc, încerc... Hai de Reddish tu, Carina! Hai de Reddish! Mamă, mă, tu Reddish, ce s-a dus! Nu cred! Mamă, grijă, Reddish, mai ai un bully acolo! Mai ai un bully! Oh, am și eu un bully care m-a omorât! Oh my god! Bully-o s-a căzut, știa că nu e bine dacă are de-a face cu mine. A căzut în lavă. Bă, da, gen... Oh my god, mai am așa puțin! Iar m-am plecat. Haide, haide, haide! Bun, bun, bravo, bravo! Acum hai că mai trebuie să vină și Carina! Haide, Carina! Hai, Carina! Oh, vai, oh, vai! Hai, dați-i, 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 dați-i! Hai, aproape, hai, aproape! Că hai, puțin. Să-l împingem în lavă! Hai, să-l împingem în lavă! Bravo! Asta zi! Auzi, aia, și că ba trei ca tine cu ochii închiși și a căzut în lavă! Ce-a zis? Wow. Ce-a zis, mă? Trei ca tine cu ochii închiși, că ne-a văzut... Wow, frate, ce... sunt niște chestii atât de ne-a văzut așa drăguțe. Original. Da, pe bune. Da, eu nu se leg... Carina, Reddish, voi dați de chestii de genul aproape zilnic? Da, nu că aproape zilnic, chiar zilnic, sincer, să fiu. Bă, dar știi ce realizez eu în momentul ăsta? Mm. Că totuși cu... ok, Reddish, ok, Carina. Dar știi ce realizez eu totuși? Cu toți bullii ăștia și cu toți oamenii ăștia răi, totuși ați ajuns mai în față decât mine. Eu nu înțeleg cum e posibil așa ceva. Bine, chiar dacă Carina a căzut acum. Oh my god. Haide, hai și tu, Reddish. Nu, nu cred. Oh, băi. Reddish cred că știe de la Fortnite cu parkour-ul. Adică cred că există și acolo 100%. Da, dar e complicată Minecraft. Pam pam pam. Nice. Am prins spilul. Hai, putem. Mama, să facem, putem. Ah, am sărit din greșeală de două. Da, măcar priviți partea bună, nu mai sunt bully care să vă deranjeze. Da, ne distrăm așa. I-am învins pe toți. Da, e prima oară când pentru mine chiar prima oară când fac asta. Și e fain că suntem împreună. Da, da. Tare. Hei, te-ai rătăcit în Minecraft, dar ce dume expirate au ăștia. Sincer. Da, ok. Wow, wow, no! Firar! No! Haide! Yes! Bravo! Bine! Let's go! Wow, ce căutăm aici? N-am nici cea mai mică idee ce căutăm aici. Nu înțeleg absolut. Oh, wow, este un dropper? Nu, dropper! Ce e aia? Carina, îi spui tu? Vai, sunt geniale, ok, deci ce trebuie cum să... Adică iubești chestiile astea, eu le urăsc! Doamne, sunt geniale, le iubesc din toată inima mea. Deci noi trebuie acum să cădem în așa fel încât să cădem prin alt lucru. Adică să nu ne izbim de nimic. Da, practic, Reddish, noi în momentul de față o să fim în cădere liberă de la o înălțime foarte mare și trebuie să aterizăm în apă. Oh my god, păi, hai, cine e aoleu, curajul păi, asta? Chiar și cu atâția bully mie tot îmi place să mă joc treaba asta și tot o să o fac până la urmă. Păi, da, adică sunt complet de acord. Reddish? Cred că Carina... Bă, Carina trebuie să meargă prima. Ok, cred că aterizez în apă. Nu, era apă fake, aveți grijă, există apă fake aici. Da, există apă. Nu știu care e apă. E apă care te duce în void, efectiv. Nu glumesc. Oh, wow. Nu deci glumesc. Cred că trebuie să aterizăm în aia care e cea mai mare, gen. E sigură? Oh, wow. Oh. Uite, am aterizat în asta, de sigură. Oh my god. Am reușit. Sau? What? Sunt în apă acum. Nu cred. Uite, aveți cum să uitați? Sunt în apă. Oh. De ce? Reddish a ajuns, nu pot să cred. Pe bune? Da. Hai și noi după ea. Nice. Văd okay. portalul de aici. Ok. Ia că calculează unghiul de fugă, toate alea. Oh, wow. Ok, nu am venit doar. Încă puțin. Da, așa, stai așa. E ok, Carina. Imediat. Reddish, dacă tu nu aterizai aici prima, eu cel puțin nu-mi dădeam seama că aici trebuie să ajung. Sincer, unul dintre voi a zis că ăla mai mare și de-aia m-am uitat după el. Da, eu am zis. Tot eu nu pot să intru. Ok, poți să faci. Haide, aici. Atât de puțin. Din ce în ce mai aproape. Nu știu ce am. Nu pot să cred. Te prind eu acum.
Hai, hai că te prinde Redis, hai. Hai, trebuie, hai, trebuie hai. Să... Hai. No, 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 no. Mama, cât de puțin! Cât de aproape e! Nebunesc! Oh, tu faci intenționat, nu faci intenționat. Oh my god! Nu, nu faci intenționat! A căzut în apă! Ai văzut Redis? Redis, ai văzut chestia aia? A căzut în apă, efectiv. Eu am văzut că cu penisip. Dar picioarele în apă. Hai, Carina, asta e, asta e! Bine! În mod normal ar trebui să intrăm în portal, dar vedeți și voi ceva acolo? Unde? E un chest, gen. E un cufăr. Stai. Poate e un cadou. Dacă e explozibil. Exact, stai. Nu-l deschideți. Sau, bine, cumva cred că ar trebui să-l deschidem, pentru că după o să mor de curiozitate. Ce? Deschideți și voi, lol. What? Vedeți și aia ce văd și eu? Putem să luăm sau? Da, eu l-am luat deja, gen, e al meu acum. Oh my god, nu pot să cred că avem același S23 Ultra. Suntem veci. Eu am un plus. Ce ai în plus? Un plus la Galaxy S23 Plus acasă. Așa că... Ok, bine. Vezi că bine. Și eu am la fel. Suntem veci, pe mult, să nu mai zic. Și acum avem Ultra, am două. Ok, hai să vedem, intrăm în portal, acum că avem și telefoanele. Haide. 3, 2, 1 și... Unde ne aflăm? The Tunnel of Power. Pixel Maven? Pixel Maven. Cine? Ce-i tipa asta? Oh, wow. Wow. Oh my god. Cred că trebuie să trecem printr-un tunel de informații acum. Bă, ce interesant. Da, interesant. Și cred că sunt informații despre girl power și chestii de genul. Da, cred că o să fie destul de interesant să afli și tu niște insideri din lumea noastră oarecum. Da, sincer, chiar cred că o să fie interesant. Păi atunci pregătiți-vă S23 Ultra pentru poze și hai să luăm câte un... Hai să luăm câte un minecart de aici, câte un, da. Câte un din acesta și hai să facem un felul următor. Mergi tu primul? Da. Pun eu ăsta, puteți să-l punem și voi și mergem, haide. Yes. Carina, poți să pui unul și pe mine? Da, sigur, stai așa. Haideți, eu aștept aici. Imediat, pun și pentru tine. Bun. Ai loc să pui aici în spatele meu? Da. Ah, păi bine, sunteți gata și să citim informațiile pe care le avem aici în tunel? Da. Hai să mergem! Și ai și știi, între fetele din gaming au fost răsute online? Bro, ce? Majoritatea insultelor sunt cu tentă sexuală. What? Și, da, multe fete în gaming își ascund identitatea pentru a fi tratate la fel ca băieții. 48 din totalul gamerilor din lume sunt fete! Yes. Care nu e great în gaming chiar și când dă bacul. Asta e tare. Alexa, te vede, sfătuiește să nu ții cont de părerea celorlalți. Redis e forță pe Fortnite și te inspiră să fii ca ea. Oh my god. Adri, vom vii zice că e loc de cât mai multe fete în gaming. Antonia Knuckles s-a apucat de gaming la 13 ani. What? Ce scrie acolo? Ai să le-a dat join și a devenit cavaler în lumea girl power? Okay. Trebuie să ne protejezi. Băi, mă simt onorat, trebuie să recunosc aici. Te-ai descurcat bine până acum. Dar unde ieșim? Wow. Stai că venim și noi acum. Bă, ce se întâmplă aici? Și eu acum? Vin și eu. What? Ce? Are cineva idei ce se întâmplă aici? Habar n-am. Nu știu, dar ajungem undeva, dar nu știu unde ajungem, mai e problema. Cred că ajungem undeva frumos, așa pare. E ca un island de pe Fortnite. Nu-i așa? Da. Ce frumos pare, ca o poveste, acum vin și eu. Wow. Tu ai ajuns deja? Wow. Eu sunt în spatele Carinei cumva, nu știu cum e posibil. Încă foarte puțin. Carina, tu deja ești acolo? Da, și vă aștept. Oh my god, hai că am telefonul să fac niște filmulețe, niște selfie-uri. Oh my god, uite statuile alea în depărtare. Da, refuz să mă uit până când veniți la mine. Nu cred. Carina! Gata. Mamă, ce accident. Ok, cred că trebuie să ajungem aici. Ce? Mamă, ce statui. Wow. No. Uite un... Oh my god, ce avem în față? Sunt statuile
fetelor din Girl Power. Uite-o pe Alexa, uite-o pe Reddish. Uite-o pe Ana Dumbrava. O să plâng. What the plângă? What? Aia e ținuta mea de pe Fortnite. Din skin-ul meu de pe Fortnite. What? Oh my god. Nice. Băi, sincer, nici eu nu mă așteptam la asta. Trebuie să recunosc, chiar nici eu nu mă așteptam la asta. Dar ce avem aici? The Pedestal of Power. Păi să vorbim cu Beryl. Asta e ce zice. Bravo călătorii, obstacolele pe care le-ați depășit au pus bazele marelui Pedestal of Power. Cu toate acestea, el nu e gata. Doar cu ajutorul comunităților voastre îl puteți ridica. Așadar, invitații la un gameplay epic în lumea Girl Power. Deci puteți să ne aducem prietenii? Și nu numai prietenii, dar și comunitatea. Adică oamenii care ne urmăresc o să vină aici. În momentul de față. Adică bine, nu în momentul de față, dar pe parcurs, pentru că nu știu dacă v-ați prins, dar aici practic avem baza unui templu ce reprezintă Power. Și ce pentru nice. Acest templu avem nevoie de comunitățile noastre, Reddish și Carina. Avem nevoie de susținătorii noștri. Oh, dar ce trebuie să facă? Ce trebuie să facă? Păi în primul rând mă gândesc că ar trebui să arate niște susținere la acest videoclip, clar. Clasic. Da? Adică un like, un subscribe, un clopoțel, știți? Și ar trebui să intrăm sau ar trebui să-i așteptăm? Ce spuneți că ar trebui să facem? Păi ca să intrăm, cred că ar trebui să ne așteptăm și comunitățile și să avem gata templul, nu? Păi da, ai dreptate. Cred că avem nevoie de ajutorul lor. Da, avem nevoie de ajutorul pare vostru. Pare că e mult de muncă. Da, chiar pare că e mult de muncă, așa că ce pot să spun? Vă așteptăm! Împreună vom reuși! Yay!